În ciuda faptului că edilii se plâng că iarna aceasta cu zăpezi abundente a obligat municipalitatea să scoată bani grei din bugetul local pentru deszăpezire, după ninsoarea de astă noapte, utilajele firmei de salubritate la solicitarea primăriei au ieșit la deszăpezire. Noi intervenim de aseară în carosabil. Aseară am avut combatere polei la ora 5, azi dimineață la ora 5, din nou am pornit la combatere polei și într-o oră vor porni utilajele pentru a lătura ce mai este pe carosabil. Spuneți-mi ce se întâmplă cu trotuarele? Ce anume? Pe trotuare. Da, s-a dat cu sare, a stat la ora 3, s-a început de cu sare. Acum, probabil dimineața, după ce o să meargă puterul nostru, să-și facă efectul și o să scadă. Dacă o să fie nevoie, să intervenim și manual. Spuneți-mi prognoza meteo pentru zilele următoare. Va fi frig, însă nisoarea să o oprie seara asta. Viscol ceva? Reamintim faptul că ninsorile abundente din luna ianuarie aproape că au făcut, așa cum susține Dili, ca bugetul local să pleznească factura lunii ianuarie la deszăpezire și salubritate fiind de 590.000 de lei. Edilii susțin însă că, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, orașul va fi deszăpezit atât cât să se asigure o circulație în condiții de iarnă, dar în siguranță.